Fragment din romanul Citirea a doua, nu ultima, de Ioan Mână Scurtă. Simptome și prevestiri. Ni se fac semne că și pe pământ există ceva timp. Dar ca să ai timp, trebuie să sacrifici convențiile. Nu soare răsare, răsărim noi în fața soarelui. Nu vedem niciodată steaua, vedem trecutul stelei. Ce întâmplare halucinantă, să nu fi văzut niciodată steaua și să ai amintirea stelei. Să ai memoria întâmplării, fără să fi participat la întâmplare, să poți mărturisi, fără să fi fost martor. Prin urmare și convențional vorbind, nici chiar în cazul stelei nu avem decât ecoul timpului intermediat de lumină. E ca și cum ai striga într-o grotă insondabilă și numărând în șoaptă 1, 2, 3, ai aștepta întoarcerea ecoului. Sunetul revine cu amintirea stâncii de care s-a lovit. Dar asta nu este memoria noastră, ci memoria sunetului pe care spiritul și-o însușește, la fel cum își însușește memoria luminii. Lumina nu este decât ecoul stelei de demult, nu steaua, și aici, în gândul nostru, depășite fiind distanțele incomensurabile, se naște ideea de timp. Din firească nebăgare de seamă, așa ar trebui să cred, m-am trimis într-o zi dintr-un an de altă dată. Poetul, cei drept, mă avertizase, niciodată n-am să fiu eu altă dată. Important este că am fost și iată mărturisesc. Altă dată piatra dormea, iarba creștea, roata se răstogolea, animalele fătau animale, râul singur curgea la vale, nourii pluteau, steaua de acum 20 de milioane de ani umbla pe boltă, celelalte le făceau pe celelalte, ceilalți cu ale lor. Eram singur și singurul care și-a amintit de tine. Fii atentă, înaintea părinților tăi, pentru că ei se iubeau cu dragostea lor de altă dată și n-aveau timp să se gândească la altă dată din viitor. Dragostea nu este o atitudine și nici chiar un sentiment. Este ceva de dincolo de materialitate. Aș zice că dragostea, când se naște, vine direct de la Dumnezeu și sfidează-l timpul ce nu-i aparține, ca apoi să se întoarcă în ceruri ca o rugă către Dumnezeu. Aici trebuie căutată comunicarea cu divinitatea. Dar vorbeam despre timp. Timpul are trecut, prezent și viitor. Dragostea nu are decât a fi. A fi nu durează, a fi nu este decât atât cât este. Ce vreau să-ți spun? Trecut au anii ca nourii lungi peșesuri. A venit primăvara și iată-ne în primăvară. S-a făcut dimineață și iată-l pe taurul păscut de gemeni. Când eu, ca ființă, voi trece neființă, mi-ar plăcea să mă citesc neființă, adică altcineva pe care îl intuiesc, dar încă nu l-am numit. O să-l numesc, ca să știți. Așteptați! Mă tem însă că veți fi foarte surzi. Deocamdată vă spun doar atât. Între două nașteri nu-i decât o moarte. Suficient ca să vă mai rămână darul vorbirii. Voiai să știi ce înseamnă și eu o să-ți spun. Se întâmplă să plecăm uneori cu norii spre orizonturile Casiopeei sau spre alte primăveri, fel de intrare în timp, la fel de simplu ca și felul intrării în spațiul planetar. Geometric și geografic vorbind, intrările se află la două etaje diferite
ale abia înțelegerii noastre. Și atunci, cel rămas pe pământ nu zice: ce păcat că nu mai este, ci întotdeauna: ce noroc că a fost. Pentru că norocul este a fi și a fi fost pentru celălalt și pentru că în felul acesta cătimea ta de timp are șansa intrării în timp. Plecarea este identică sau aproape identică venirii. Nu mi se pare corect să spun într-o zi că eu părăsesc această lume. Mult mai aproape de adevăr ar fi să zic că lumea aceasta mă părăsește, deoarece taie comunicarea cu mine și își retrage toate atașamentele și obiectele ce mi-au fost domestice. Nu părăsim voluntar burta maternă. Uterul se dezice de noi pentru a face loc altora. Un defunct nu este decât un corp redus la strictul necesar al decenței, cum o înțelegem. Doar faraonii încercau să ia cu sine tot ce le aparținuse în durata vieții, deși nu făceau decât să schimbe locul unor corpuri fizice în dimensiunile aceleași lumi. Sau era o orgolioasă încercare de a le face să călătorească în timp. Nu piramida sfidează timpul. Sfinxul își ride de noi. Sau poate Albert Einstein? Materia știe că noi existăm și s-ar putea să nu mai fi fost creată și altă ființă rațională. Dar asta nu înseamnă că suntem singuri. Trebuie să acceptăm că suntem ramura unei națiuni astrale. Ajung și la o idee generalizatoare, anume aceea că lumea în totalitatea ei a pierdut prin om simțul întregului, al totului sau că nu l-a avut niciodată și abia acum s-ar afla în drum spre înțelegerea de sine, altfel spus, spre înțelegerea de întreg în întreg. Nu sunt sigur că folosesc o terminologie adecvată, cert însă este că orice parte reprezintă este un întreg, o structură finită care face parte dintr-o altă structură superioară, finită și ea, care la rândul face parte dintr-o structură și mai înaltă. Ceea ce s-a întâmplat cu oamenii este poate cea mai mare tragedie a universului și înainte de toate a omului însuși. Omul și omenirea s-au smuls, s-au expulzat din structură, provocând haos deocamdată în intimitatea planetară. Sistemul sau structura planetară, având o rezervă de flexibilitate, încearcă să echilibreze lucrurile. Omul însă a intervenit atât de masiv în echilibru firesc al lumii, distrugând structuri inferioare, paralele și superioare, încât revenirea la oarecare normalitate este practic imposibilă fără conștientizarea generalizată de către zisul factor uman că orice întreg există doar în întreg, paralel cu alt întreg, subordonat altui întreg, eventual superior altui întreg, nu celui Dumnezeu. S-a întâmplat să am vise dintre cele mai năstrușnice. Trezindu-mă, îmi ziceam, n-a fost decât un vis. S-a întâmplat să visez, că visez și în visul acela, al meu, îmi ziceam despre celălalt vis. Nu-i decât un vis. Și dacă visăm că visăm, de ce n-am admite că și viața zisă, reală, este doar un vis? Al nostru sau al cui? Și dacă în visul nostru totul este atât de real, poate fi pipăit, gustat și văzut, poate fi violat și zdrobit, poți avea păreri de rău, poți să te îndrăgostești și poți muri. Dar ce n-am admite că și noi suntem
visul cuiva. Suntem visați și existăm, existăm ca să visăm, ca să existe alții. Trăim că visăm, visăm că trăim. Dragii mei, vreau să vă spun de ce n-am devenit profesor. Fiind din părinți profesori, eram condamnat prin educație să devin profesor și nesupus visării. Unii ziceau că aș fi fost un profesor bun, doar că un pic aiurit. A fi profesor bun înseamnă a fi loial și cu bun simț în relațiile cu bătrânii și păsările migratoare. A fi loial în cazul profesorului înseamnă a spune lucruri banale, adică la îndemâna oricui, 2 plus 2 este 4, vaca paște iarbă, dinozauri a dispărut și tăblița lui Mendeleev. Din acest punct de vedere, cred că aș fi fost un profesor excelent, deoarece toată viața am debitat banalități. La un moment dat, însă, am înțeles că nu banalitatea este ucigătoare, ucigătoare este repetarea ei, aceeași, zi de zi, an de an, veac de veac, mileniu de mileniu, adică un fel de reproducere naturală, firească și necesară, dar etern în aceeași matrice, fără putință de schimbare. Aici s-a produs ruptura și ratarea carierei de profesor. Nu mai știu ce strămoș s-o fi zbătut în mine, mă consolez cu dreapta credință că pe arborele meu genealogic au stat cândva niște păsări mari. Cred că păsările acelea mari au clădit munții Carpați, întrebați-i, cu foarte mult timp înaintea zidirii bicisnicilor piramide egiptene. Cred că păsările acelea foarte mari au muncit cu atâta abnegație și în cruntă criză de timp, încât n-au observat că li s-au spulberat până la nevedere aripile și au devenit români. Cred că fiilor mei și fiicelor și vouă or să le crească atavicele aripi. Dar faptul n-a devenit decât o banalitate care poate fi inclusă în manualele școlare. Nota bene, am amintiri strict confidențiale cu niște delfini din neamul nostru care au săpat, cam pe timpurile când păsările mari înălțau munții. Marea Neagră cu tot cu Bosfor și Dardanele, dar nu le dau citire din motivul că ar pune în pericol securitatea națională a sufletului nostru de păsări foarte înalte și delfini foarte adânci. Am toată speranța că ați înțeles de ce n-am devenit profesor. Eu ascult din nouri ce trecut au ca ani lungi pe șesuri. Cred că nu m-am născut într-un an. M-am născut într-un nouri, cronologic și eminescean vorbind. În concluzie, dacă pe lângă banalele și umanim acceptatele adevăruri, le spuneam discipulor mei și adevărurile fără șansă de a deveni imediat banalități. N-ar fi fost asta, dragii mei și iubiților de voi, o sfidare a bunului simț și o violare a loialității, așa cum le înțelegeam, curent, ferește. Sper că la următoarea conferință o să vă dau vești încurajatoare. La un moment dat uitasem de ce am venit în acest oraș. Încerc să-mi amintesc, cred că eram îndrăgostit, cred că bănuiam că fiii și fiicele mele se află în uterul acestui oraș selenar, al tuturor și al nimănui, dar genetic al nostru. Ce noroc că mi-am amintit cât nu este prea târziu. Ce noroc că am privatizat orizontul înainte de a se fi încetoșat. Leonida iar cântă chiriecii, încă vară.
Pot să spun că unică vara este timp, deci restul nu este decât anotimp. Vara contrariază înțelesul de anotimp, dar trece timpul verii și atunci se produce minunea niciodată lui și a toamnei care nu fu mai frumoasă. Singurul înger trist era cel care ratase șansa de a fi fost om. A fi fost, a fi fiind, nu e decât o diferență de timp. A fi este important ca simțire și ca împlinire.